Cine vrea să studieze la una dintre cele 12 facultăți din cadrul ASEM va trebui să se înscrie online în perioada 13-17 iulie. La această universitate, bacul reprezintă 70%, restul media anilor de studii. Mă gândeam să mă înscriu la management sau la marketing. Ai văzut că anul acesta înscrierea se face online. Mie mi se pare un lucru foarte benefic pentru că nu mai trebuie să ne deplasăm atât de mult. De exemplu, am făcut până aici, cred că 40 de minute și m-am topit. Taxa de înscriere la programele universitare de licență, la care sunt peste 7300 de locuri, este de 120 de lei și crește cu 40 de lei pentru fiecare opțiune. Din acest an, universitatea are și un program nou de studiu. Este vorba de programul de drept. La acest program avem 150 de locuri, din care 47 de locuri la buget. Tot procesul este online. Da, pentru studenți cu siguranță este mai simplu, pentru că știți foarte bine că noi aveam zile în care înscriam și 3.000 de studenți. Copiii trebuiau să aștepte la cozi. Ar putea să reprezinte sistemul de admitere pentru viitor. Pentru că dacă nu vom avea probleme în acest an și să sperăm că ne ajută Bunul Dumnezeu să nu avem, înclin să cred că vom continua cu admiterea online.